Direcția de Sănătate Publică informează cu privire la apariția a două focare de COVID-19 din județul Iași. Un prim focar a fost identificat la Spitalul Clinic Căi Ferate din Iași. Direcția de Sănătate Publică Iași informează cu privire la apariția a două focare COVID-19, un focar la Spitalul Clinic Căi Ferate din Iași, la bloc operator și secția oftalmologie, unde au fost confirmate 6 persoane, mai exact 5 cadre medicale și un pacient. Ca măsuri putem menționa izolarea tuturor pozitivilor la domiciliu sub supravegherea medicilor de familie, iar la testarea rapidă efectuată nu s-au mai depistat alte cazuri. Al doilea focar a fost identificat la Spitalul Sfântul Spiridon. Un alt focar ar fi la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași, la Clinica Dermatologie, unde au fost confirmați pozitiv 5 pacienți. Starea pacienților a permis externarea treptată a acestora cu izolarea la domiciliu, desigur, sub monitorizarea medicilor de familie. La începutul săptămânii a mai fost confirmat un focar la o unitate sanitară. O infirmieră și 7 pacienți internați la Institutul de Psihiatrie Socola au fost confirmați cu noul coronavirus.